Doar în municipiul Chișinău, în 56 de licee, au fost închise clasele 10. Și cel mai interesant, că părinții și elevii au fost preîntâmpinați cu două zile, alaltă ieri. Unii nici n-au știut. Ca să fie foarte clar, astăzi au venit elevii de clasa 10 în 56 de licee în Chișinău și poți vă dau și listă. Levitski, Lomonosov, Matei Basarab, Ștefan cel Mare, Titu Maiorescu. Adică nu doar predare în limba rusă, și predare și în limba de stat. Au venit copiii la școală și când acolo îi spun, dar clasa 10 nu-i. Cum nu-i? Păi e ca așa, ministerul a spus clasa 10 nu o să fie. Și vă bateți joc de copii. Eu înțeleg, guvernarea aceasta a dus oamenii deja la limită disperării. Dar acum de copii, de ce vă bateți joc?